Salut și bun venit la un nou episod de Farming Simulator 15 pe Barba Neagră. Uite și tu ce a pus frumos. Te-ai răsărit ăsta. No, i-a pus că 18:24 ora. Bun, azi vom juca single player, deoarece eu înregistrez foarte, foarte târziu acum și nu mai e nimeni online. Toată lumea doarme. Așa sunt eu noaptea, plin de energie, fiindcă am de lucru o grămadă și am zis hai să fac o pauză. Să jucăm puțin farming, ajunge cu desenele. După care continuăm, bineînțeles, cu desenele. Hai să începem să spălăm și noi în Lamborghini-ul ăsta, că și-a făcut o grămadă de... și-a făcut treaba acolo. O grămadă, este puțin. Așa, umblăm puțin la sunet să îl calibrăm cum vreau eu. Trebuie să vă spun, locul ăsta unde am pus sprayerul ăsta de spălat e fenomenal. E cel mai bun loc, probabil, de pe harta asta. Aici mai are puțin. Mă știu, eu am niște vehicule, stai așa, eu am un imog ăla de luat de acolo. Stai așa, că noi vom fi într-o misiune aici. O să duc să parchez Lamborghini-ul ăsta la loc, fiindcă practic o să trebuiască să ne ocupăm puțin de vaci în episodul ăsta, deoarece avem, bineînțeles, productivitate 0-0 din cauza timpului, dar, deși avem rație mixtă, 34 de tone, ceea ce e de ajuns, nu avem straw. Straw nu mai avem deloc și, bineînțeles, știți care e situația cu baloții de fân, de iarbă. E foarte, foarte nasol. Mai avem decât doi baloți, așa că trebuie să tăiem și niște iarbă. N-am mai tăiat iarbă de foarte mult timp și poate... acum că avem mai mulți bani, trebuie să... poate putem cumpăra și windrower-ul ăsta, dar oricum o să-l cumpăr mai încolo. Aș vrea să cumpăr, uite, windrower-ul ăsta cel mai mare, știi? Dar să găsim un teren eventual care putem să-l transformăm tot în iarbă. O să trebuiască să gândim strategic aici. Unimogo a ajuns? Cred că l-a adus Alin. Cred că, da, cred că l-a adus Alin. Ăsta a rămas pe terenul 30 și vreau să mă duc eu acum să-l iau. Dar probabil l-a adus Alin înainte să închidem. Alin joacă foarte realistic și de fiecare dată înainte să închidem o sesiune de multiplayer, se duce și parchează absolut toate vehiculele la locul lor, le mai și spală dacă avem timp. Deci joacă pe un roleplay extrem, extrem de realist, ceea ce e super tare. Că jocul ăsta, dacă vrei să te distrezi la maxim cu el și să joci așa cum ar trebui, cum e de fapt el menit să-l joci, trebuie să-l joci realistic. Să-i dăm așa frumos, după care o punem la loc. Aici am un frame rate de 30, după aia 40, cam foarte ciudat. Dacă știți problema mea de data trecută, știți că ziceam aici că fluctuează frame rate-ul. Nu am niciun tractoraș mai rapid pe aici. Hai să mergem, să vedem cu ăsta. Vreau să văd un teren. Poate să fie un pic mai ciudat terenul și probabil, uite, mă gândeam la ăsta. Ăsta e un teren bun, deoarece pe ăsta nu prea pot să pun mare lucru. Adică, fiindcă are o formă atât, uitați-vă în stânga, la 22, da? Deci 22 ăsta, dacă vă uitați, are o formă, deci chesteluță, așa arată. E foarte, foarte ciudat la formă. Și e o durere în suflet ca să-l faci pe ăsta să funcționeze cu ceva. Uite că avem acolo New Holland-ul ăla, cineva s-a pus să recolteze canola. Ok, bun, cred că am să cumpăr, nu cred, ci mai mult ca sigur, am să cumpăr terenul ăsta și am să pun pe el... nu intra, na, și ne-am proptit. Ei, balotul ăla luat la vale. Ia, yeah. Să ducem... hai să-l dăm din drum dacă se duce. Hai că nu s-a dus în drum. O să plantăm iarba aici, o să fie totuși frumușel, fiindcă o să avem iarba exact lângă ferma noastră aici. Bun, asta vom face acum, hai să mergem cu tractorașul ăsta frumos și, bineînțeles, va trebui să mă ocup puțin de vaci acum. Ne ocupăm de vaci, după care venim, plantăm acolo iarba și eventual, dacă mai avem timp, poate o și recoltăm, dar nu, că nu o să crească. Recoltăm iarbă din altă parte. O să punem la loc pe asta. Și hai să vedem care e statusul la vaci. Nu se întrebească baloții ăștia de fân acum. Uite, mai avem decât doi baloți, ceea ce... What? Ce s-a întâmplat aici? What the fuck? Ce pendejo? What? Cum? Ok, deci de băgat la cap. Nu lăsa niciodată JCB-ul ăsta pe rampă. Și nu mai merge, nu? What? Ăsta e cel mai ciudat lucru care l-am văzut până acum.
Și categoric ăsta e cel mai... Și am văzut în jocul ăsta foarte multe lucruri ciudate. What? Cum să intre, mă? Hai, hai, hai. Pot așa? Băi, e glitchuit asta, mă? Ia. Stai așa și dacă mă duc, ies din el, mai are ceva? What the fuck? Asta poate putem să-l împingem cu telehandlerul ăsta. Foarte tare telehandlerul ăsta, New Holland, apropo. Ia. Yeah. O, la naiba, fițiar cosplay de răstai așa. Mouse right, left, control. Da, așa. Bun. Ia. Yeah. Bă! Na, nici nu se clintește. Ia uite, mai mult îmi fac probleme aici. Stai de. Ha! Hai, 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 încă puțin, încă puțin. Na. Trebuie să încercăm pe partea cealaltă, poate funcționează așa. O, eventual să dau în el, dar... Nu prea merge așa. Dar dacă îl împing așa, mie să nu îl înțepenez mai mult, știi? Ia. Yeah. Uiță! Hop, 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 hop. Na, pare să nu funcționeze. Pare să nu funcționeze. Hai să mai încercăm o dată. Țăgă! No, niciun caz. Bun, hai să încercăm altă strategie, hai să-l tragem la noi. Să ridicăm pe asta, punem în jos, uite așa. Și hai să vedem dacă merge treaba asta. Eu nu cred că va merge, dar hei, încercăm. Da, nu merge. Aha. Stai. Niet. Punem jos, o blocăm. Și hai să mai... Se glicește și asta. The fuck? Ce s-a întâmplat aici? Trebuie măcar să o dau în dreapta? Nu știu ce să-i fac. Bine, aș putea să resetez, logic, da. Ei, mai distractiv așa. Ia, yeah, poate merge așa. Ia, țăcă! Ah, după ce ziceam mai devreme, știi, de roleplay, să jucăm realistic, știi? Dar de unde? Numai realistic nu e asta. Stai așa și acum? Țăia! Na. Nu vrea frățioare, nu vrea deloc. N-avem ce să-i facem, bun, hai să resetăm. Ah. Ce pățanii mai pățim și noi. Stai așa, pe unde e Dumnezeu ăla? E undeva pe aici. Aha! Pe aici. Stai. All types, fuck it. Yeah, tractor. Nu, hai all types. Și dacă trebuie acum să selectăm, dar nu cupa aia, nu știu. Universal bucket, da, e de la JCB. Asta nu știu. Așa, bun, ăsta vreau să resetăm. Păi și cupa unde e, frățioare? Stai așa, tractors, harvesters, tool traders, asta vreau. Stale. Căutăm cupa. Cred că asta e cupa, dar nu mai știu. Să vedem dacă găsim ceva. Trebuie să scrie pe ea, știi, JCB. Asta e belea. Asta ce e? Nu, asta cred că e o cupă mare. Ok, văzui ceva JCB și încă ceva se ocupă mare. No, încă n-am ajuns. Mai sunt? Mai sunt, frățioare. Holy shit, câte avem, ești nebun. Oh my fucking god. Băi, nu mă, am trecut de ea. Nu știu unde Dumnezeu e. Ia stai că mă uit cu alea în stânga. Deci noi suntem, asta e semănătoarea. Undeva cam... Ah, o fi asta? Cred că aia e. Cred că asta e. Ia, hai să vedem dacă funcționează. Da, pare să fie asta. Este un pic să văd la JCB. Ce probleme mai avem și noi? JCB, da, am nimerit-o. Băi, micuțule, ce faci, mă, tu probleme? Tu erai preferatul meu. Să-l conectăm. Jabung! Și ai la treabă că ne-am prelungit foarte mult cu ista problemos. Bun, hai să-l parchem aici de data asta, sper să nu mai existe probleme, lăsăm cupa jos, ok, hai că nu e tocmai în drum, iar n-am avut timp să mut ăsta. Error. Îmi trebuie un tractor, ia stai că avem un tractor aici, stai să văd dacă îl mai avem. L-am parcat eu aici, aici. Băi, mereu zic aici, pe cuvânt, deci de când am început eu canalul ăsta, te-am văzut, cred că în fiecare episod, eu zic aici. Dar așa mi-e în vocabular, știi, deși nu știu că nu-i corect. Așa mi-e vocabular. Trebuie să încep să mă auto-educ, să renunț la aici, să folosesc doar aici. Hai să luăm la stânga. Am greutate? Nu trebuia să mai luăm greutatea asta, da? Hei, fuck it, asta e. Mamă, ce mic e JCB-ul ăla pe lângă... pe lângă Lamborghini. Hai mă, devine ataș. N-am...
Ah, ok. Nu eram încadrat cum trebuie. Bun. Hai să mergem unde trebuie. Putem să sărim pe aici? Yay, roleplay! Și dacă îi dau un X, cred... Știi ce? Nu cred că mai e nevoie de un X. Hai să vedem dacă funcționează așa și vedem după aia. Aș vrea să pun 2 2 de paie. Vedem dacă funcționează. Apropo, un lucru pe care nici eu nu l-am știut de la început și vi-l spun și vouă, că poate o să vă ajute. Avem la animale, deci astea sunt vacile, pentru cine nu știe. Le trebuie pentru productivitate 100%, iar acum avem 0% din cauza că nu în, pe tot parcursul zilei există productivitate 100%. Eventual acum seara e productivitate 0%, probabil se pregătesc să doarmă, habar n-am, ceva de genul. Și avem... trebuie să avem rație mixtă, silage, grass și straw. Bine? Bine. Ei bine, eu prima dată când jucam Farming Simulator credeam că toate trebuie să aibă din toate. Ei bine, nu trebuie. Acum am aflat și eu că dacă au rație mixtă și straw, adică paie, dacă sunt înșirate pe acolo, practic să fie așa, știi, podeaua înșirată de paie, să fie moale chestii, să fie confortabil pentru vaci, productivitatea va crește la 100%, fiindcă rația mixtă conține și silage și grass. Ok? Deci nu mai trebuie silage și grass, dar dacă pui și grass și silage, atunci o să ai și straw, bineînțeles, fără rație mixtă o să ai productivitate de 90. Deci îți va trebui toate. Așa că cel mai bine e să faci rație mixtă și să pui straw și ai scăpat cu productivitate 100%. Nici nu am știut chestia asta la început și probabil sunt, eu știu, bărboși care sunt la început cu jocul ăsta. Bun, hai să ne încadrăm ușurel pentru ăsta. Ok. Hop, hai să-i luăm frumușel. Zici. Venim jos și o să-l bag. Cred că cam așa o bagăm. Ia, hai să vedem dacă funcționează. Ceva de genul. Las mai în jos puțin. Ia stai. Sper să nu cadă pe lângă. O, a căzut perfect chiar. Hai să mai îndesăm puțin. Perfect, perfect, perfect. Bun, hai să mergem să-l împrăștiem pe ăsta. Deci, practic, acum împrăștiem paie pe jos. Să le fie vacilor foarte bine și, bineînțeles, când fac un pici, un caca să se adune acolo. Frumos și după aia noi când luăm paiele astea, paie le folosim pentru îngrășământ. Luăm așa... Cred. Ceva de genul. trebuie să mă încadrez invers. God damn it, trebuie să mă încadrez invers, că aici contează într-adevăr. Bun, 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 hai să ne încadrăm invers. Iu, și o luăm invers. Op, asta n-a sunat prea bine. Și dăm un unlock, vedeți? Deci nu merge decât dacă... țeava asta e îndreptată unde trebuie. Cât avere? Ăsta cred că are 4 tone, nu? Da, avem 4 tone de paie. Bun, hai să mai punem unul. Și pe aia, rapid, rapid, trebuie să mergem să cumpărăm terenul pe care noi vom pune iarbă și să găsim un tractor cu o semănătoare care e dispus să pună iarbă. Ok, o să-l parcăm la loc cum era. Că am văzut că funcționează foarte bine strategia aia, dar nu mai putem, stai așa. Ei bine, hai să-l lăsăm aici. Și o să mai iau un balot de paie. Uite așa. Avem aici paie, holy shit, slavă Domnului, o grămadă. M-am blocat acolo pentru o secundă, nu înțeleg de ce. Stai, să văd de sus. Of! Pomul ăsta îmi creează numai probleme. Când mă duc aproape, închidem. Hai da. Ah! Deci, eu înainte foloseam baloți de paie dreptunghiulari. Credeți-mă, nu mai, n-am să mai folosesc never ever și vă sfătuiesc să folosiți ăștia cilindrici, fiindcă sunt de departe cei mai buni și cei mai ușor de manipulat. Deci, nici nu se compară, nici se compară. Ăia dreptunghiular sunt extrem, extrem de dificil de manipulat. Dar ăștia doar îi prins cu paleta asta și nu mai e nicio treabă. Bun, o să pun jos să se odihnească. Așa, să nu punem stres pe hidraulice. Și să mergem să împrăștiem și partea asta. O să avem după aia 8 tone de paie. Nu o să ne ajungă extrem de mult, mai ales dacă dăm timpul pe 120. Dar măcar o să avem o perioadă mare de timp când ne țin și silage-ul, că practic silage avem o grămadă. Op! Scuze, mamă, era să sară aici, nebun. Stai. Dacă m-am blocat. Ok, gata, bun, 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 dăm un unload. Muchachos perfectos.
N-ar fi mișto să se glicioască asta undeva? Cumva și ăsta să tot împrăștie paie, dar mie să nu-mi ia din balotul ăsta nimic? Cât de tare ar fi fost? gata, bun, am terminat și aici avem 8 tone. Uite, vedeți aici la Stro, 8 tone, ceea ce e super, super bine. Și am să parchez și Lamborghini-ul ăsta, că probabil îmi va trebui și pentru data viitoare. O să-l băgăm în hambarul ăsta de aici, că și așa e un hambar care stă degeaba. Așa. Aveam până acum la curație mixtă, dar tractorașul curație mixtă probabil e exact la vaci în partea aia. Așa că o să profit și o să-l bag pe ăsta de paie și pe ăla de rație mixtă îl băgăm în cealaltă încăpare de acolo unde e ușa a doua. Ok, bun, ieșim afară și hai să închidem și poarta. Pac, pac. Și am închis ușa, bun. Ah, credeam că rămâne doar jumate de ușă. Ok. Hai să mergem să cumpărăm terenul ăla. Sincer, nu știu cât costă, dar oricum cât să coste. Avem 743.000 de euro din 2 milioane și din 2 milioane jumate sau cât am avut atunci. Am tot cumpărat lucruri, dar acum oricum nu o să ne mai trebuiască foarte multe o perioadă bună de timp. Și aici trebuie să punem iarbă. O să arate foarte fain aici cu iarbă, credeți-mă. O să dăm un purchase field, 80.000, ok, cam scumpicel, sincer, pentru 80.000, pentru ce e, pentru cât de mare e, dar e de ajuns pentru iarbă, așa că, și oricum mă întrebaia pentru iarbă, așa că, fuck it, îl cumpărăm. Acum, dacă vă uitați pe hartă, avem 17.22, 18.23 și avem 30 din dreapta jos, plus 23 ăla de acolo, deci avem o grămadă, de terenuri. Bun. Hai să luăm, pe care să-l iau eu? Stai și să Hai să vedem ce mai e disponibil. Pe ăsta micul n-aș vrea. Să luăm Lambo? Hai să luăm Lambo. Hai să luăm Lamborghini-ul. Că e puternic totuși. Tocmai ce-l băgase și nu-i frumos și la aici, acum l-am scoat din nou, mai ales că a fost și curat. Ok. Și voi pune iarbă. Aș putea să recoltez iarba după aia cu crown-ul și ar fi destul de interesant. Sau și mai bine aș putea să o tai cu mourele mele și să cumpăr un hidrouro la mare și cred că ar fi mult, mult mai practicos. Bun, care-i treaba? Unde sunt semănătoarele? Ok, nu știu unde sunt semănătoarele, unde le-am pus în ultima dată? Nu mai țin minte, stai să le căutăm. Avem aici JCB-urile, avem crown-ul acolo, stai să vedem ce e aici. Dă-te mă, și aici avem... No, nicio semănătoare pe aici, nu văd nicio semănătoare. Cred că va trebui să ne teleportăm puțin. Iau o tele aici pe amândouă. Bun, hai că le-am găsit. Și dacă mă teleportam în tirul ăla de lângă și probabil le observam oricum, așa că... Oricum, am mai economisit timp. Băi, Lamborghini-ul ăsta pe cuvânt tot rămâne unul din tractoarele mele preferate. Arată și mișto, nu știu, arată tare de tot. Chiar de asta nu m-a săturat. Hai să luăm un de-asta. Hai să vedem dacă e plin cu... Atașe și avem sămânță full, wow, surprinzător, ok. Hai să selectăm iarbă, am selectat iarbă și acum hai la treabă. Ce nasole că terenul ăla nu avem cum să-l facem automat. Poate dacă am pune Corsplay-ul, deși și Corsplay-ul cred că ar avea probleme, așa că va trebui să-l facem manual, ceea ce e nasol. Un lucru bun totuși e că nu va trebui să-l facem de mai multe ori. Odată plantat cu iarbă, va rămâne forever cu iarbă. Hai să-i dăm un unfold, după care îl punem jos cu V-ul, ok. Ne încadrăm cât de cât binișor, binișor. Și dăm un B. Let's go! Ok, va trebui să ne încadrăm cât de cât bine, iar eu nu m-am încadrat bine absolut deloc. Vreau să acopăr toată suprafața și probabil o să mai trec o dată prin porțiunile care nu m-am încadrat bine ca să acoperim toată suprafața. Avem în spate? Avem câteva porțiuni. Fiind cu iarba arată destul de rău după aia dacă nu sunt acoperite toate suprafețele, că, na, e ca și cum ar fi bucăți de noroi și... nasol. Am mutat pe tractor pentru... și la stânga, bun. Am prins chestia asta foarte mult pe harta asta, nu am semănat, nu fac nimic practic pe niciun field altfel decât circular. Deci asta e metoda mea preferată, circular. Fiindcă terenurile au niște forme un pic mai ciudate și nu sunt perfect dreptunghiulare sau pătrate. Și e normal, fiindcă și în realitate foarte multe, de fapt, da, mă rog, în realitate nu știu dacă sunt chiar atât de multe cu forme ciudate, dar am văzut oricum și cu forme ciudate, așa că aș putea să zic e realistic. Dar asta chiar are o formă ciudată, deci vine până aici, uite-te și tu, e în partea asta, deci e foarte, foarte ciudat oricum.
Și aici mai pot să mai fac la stânga, mai pot o dudă. Oh my fucking god. Ok, n-am ce să fac aici, trebuie să iau maxim stânga, dar trebuie să vin după aia să nivelez pe aici, că nu, chiar n-am nicio opțiune aici. Ia uite-te și tu. Oh, nu cădea. E foarte ciudat terenul ăsta, mai ales în porțiunea asta aici. Da, cred că iarba pusă pe terenul ăsta e cea mai bună opțiune. Altceva nu cred că ar funcționa. Dar cu siguranță va trebui să mai vin o dată să mai nivelez pe aici. Prinde contur. Uite și pe aici ne-a rămas un pic firar să fie. Bun, eu o să continui aici să umplu terenul ăsta cu iarbă și în episodul următor sper să facem niște baloți de fân. Și asta a fost tot pentru episodul de azi. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să vă abonați la chestie, imens apreciat, și ne vedem în episodul următor. Salut!